Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi îl avem alături de noi pe Petros Liolios, care ne va ajuta să luptăm mai ușor cu gândurile negative. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Sper să avem cât mai multe idei valoroase astăzi despre o temă atât de întâlnită în viața absolut oricărui om. În toate terapiile, în toate trainingurile întâlnesc oameni care mă întreabă: Simona, ce să fac? Am atât de multe gânduri negative care nu mă lasă să dorm, nu îmi dau pace, îmi dau o stare de agitație. Chiar am un client care îmi spune, parcă e acolo cineva care îmi toarnă niște cuvinte și niște gânduri și nu știu cum să le controlez. Putem să le controlăm? Da. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. În al doilea rând, ceea ce ați menționat este o chestiune care apare și la mine cu oameni care vin în contact. Sunt două lucruri importante. În primul rând, gânduri. Ce sunt aceste gânduri? Da? Și în al doilea rând, care sunt negative și care pentru mine și care negative pentru celălalt. Spre exemplu, mă gândeam azi, un fulger pentru mine este o binecuvintare pentru că urmează o ploaie și pentru altul care se ascunde sub plapuma. E același eveniment, dar e poziționarea noastră față de un eveniment care se întâmplă. Aș vrea să încep cu o poveste ca să ajungem la efectul lor și când apar și cum apar. Cu ce se întâmplă cu un elefant când este mic în India, leagă cu o sfoară la picior, da? Și el stă toată viața în acest legat, da? De frică, că un atât animal, dacă nu este legat și obișnuit, el, gândiți-vă acum, la 3-4 tone cât are un elefant, să fie liber și să vrea să facă și el să se joace, cum joacă un câine și așa mai departe. Fiecare dintre noi e legat cu o sfoară, da? Și această sfoară pe care ne leagă pune niște, ne poziționează într-un fel anume față de evenimente care se întâmplă, da? Și evenimente negative devin din momentul în care nu se potrivesc cu spațiul fiecăruia de percepție pe care o are pentru viață. Da? Spre exemplu, unui, faptul că a fost promovat este o chestiune pozitivă și altul are frică de această promovare că nu știe ce o să facă, nu vrea, o ezită. Adică ce vreau să spun este, da, fiecare are poziția lui față de un diferențiată, față de un eveniment care vine. Așa, acum, negative și cum ne influențează ele, din momentul în care nu pot să fac față unui eveniment, da, pentru că nu sunt pregătit, pentru că mă întâlnesc prima dată cu evenimentul, pentru că nu știu cum o să arate evenimentul respectiv, dintr-o parte și din partea cealaltă știu ce au urmat pentru evenimentul respectiv, asta îmi creează o stare de anxietate. Această stare de anxietate are, conform, să zic, științei noastre în psihopedagogia percepției, are niște faze. Da? În primul rând este cum simți evenimentul care va veni conform gândurilor și poziții care are asupra evenimentului și procesul care începe să se întâmple în organism și are ca efectul după aia să nu dormi, să-ți creează o stare de agitație, o stare de bulimie, dacă vrei, dacă e un gând permanent. Da? Adică corpul începe să se adapteze pozitiv, dacă în cazuri pozitive, dar în discuția care facem noi în gândurile negative, corpul începe să simte această extenuare, acest stres, această stare de imposibilitate, disperare, de evitare, ieșire din normalitate, să zic așa, da? Aș vrea să întreb un pic aici, să clarific ceva. Da. Ce, să zicem, cineva îți dovestea, fix ce spuneați mai devreme, că, uite, îți propun să fii manager de mâine. Ce este mai întâi, gândul sau emoția? Adică emoția,
încep să mă contract și să simt că parcă ceva nu e în regulă acolo și pe aceea îmi vin toate gândurile care să îmi susțină emoția, sau întâi este gândul că nu o să fac față și după aceea emoțiile de rigoare, de incapacitate? În primul rând este evenimentul, da? Adică imaginea lui vizuală sau imaginea lui acustică. Voi fi promovat. Faptul că primesc această informare, începe să se prelucreze în mintea și să-i se da dimensiunea pozitivă sau negativă asupra evenimentului, conform cutiuții de gânduri care am format în tot parcursul vieții noastre. Dacă este considerat că este un eveniment pozitiv, încep să dansez, dar dacă este un eveniment negativ, încep toate reacțiile despre care am vorbit. Adică avem simțul care creează gândire și gândire creează emoții. Adică ea emoția, ea nu este provocată dacă nu vine gândirea, da? Să-i da sau activeze, să zicem așa, să o simplificăm. Deci emoția nu ar apărea dacă gândurile acelea nu ar susține-o, nu ar hrăni-o, ca să zic așa. Nu apare. Există undeva un gând. Chiar dacă avem de multe ori impresia că emoțiile le am eu, totuși ele există și vin și ne scarpină mereu să ne spune că eu exist undeva. Da? Și când ele încep să vină în permanență, să zicem, de fapt este un gând, un substrat de gândire după aia, începe să se instaleze o stare de disconfort, da? Ca stare emoțională, o stare de disconfort și care e greu de administrat dacă nu știi cum să o administrezi. Ok, deci apare gândul, mergem pe aceeași direcție, da, că s-ar putea să nu fac față acestui nou job, acestei noi responsabilități. Ce se întâmplă mai departe în corpul meu? Da. Acum depinde cum somatizezi eu fiecare lucru care se întâmplă. Da? Există oameni care intră într-o prima reacție, este o reacție hormonală, să zic așa, dar încep să simt dacă ți se taie picioarele, da? În special dacă somatizezi zona abdominală, încep probleme abdominale, adică cu scaune, cu probleme de dureri de stomac, așa. Dacă somatizezi în zona sternului, să zic așa, ți se taie respirație, dacă somatizezi în zona capului, încep migrenele, da? Depinde unde somatizează fiecare. Dar într-un gând negativ, de obicei, starea este de imobilizare. Adică un om începe să se închidă, da? Și să se imobilizeze, nu mai vrea să participe, pentru că cererea pentru el, solicitarea pentru omul care este într-o zonă cu gânduri negative este foarte mare. El se simte foarte mic când nu are o soluție, da? Și atunci venim noi cu o propunere pe care o discutam după aia, ce facem exact în cazurile din asta. Deci ai un gând negativ, după aceea urmează anumite emoții, urmează și anumite reacții fizice, da. Și toate astea mă gândesc că sunt ca un cerc vicios care vin și susțin și întrețin mai departe alte gânduri negative, nu? Da, sigur că da, pentru că se creează o stare, un gând negativ scoate la suprafață și alte incapacități, și alte stări de imposibilitate care suntem, sau de incapacitate, să spune, dacă nu, eu nu pot vorbi bine, eu nu sunt frumos cât trebuie, toate gândurile asociate și începe un conglomerat de gânduri care nici nu știm niciodată cum va evolua a doua zi dimineață. Mm-hmm. Da? Adică declanșează toată slăbiciune, să zic așa, a noastră pe care o avem. Da? Eu am întâlnit oameni care chiar de cu dimineață se trezesc cu gândurile acestea negative, nici nu trebuie să fie un anumit eveniment, doar simplu fapt că se dau jos din pat, încep să se gândească, iar începe o nouă zi, iar trebuie să mă duc la muncă, iar trebuie să fac ce am de făcut. Ce se întâmplă pe termen lung dacă avem gânduri așa, gânduri negative de-a lungul zilei, bănuiesc că ne apar tuturor. Dar să-ți începe așa fiecare dimineață din starea aceasta, ce se întâmplă cu noi? Asta se întâmplă următorul, să zicem, cum o abordam noi, că acum vă dau abordarea noastră la aceste situații. Am descris și înainte starile corporale, da? Noi o numim starea de rezonanță a unui șoc.
Adică cum începe un șoc psihic sau fizic și cum evoluează el, adică prin ce faze trecem și cum se instalează asupra corpului. Din momentul în care s-au creat somatizările, somatizare înseamnă o imobilitate ale parților ale corpului care se află sub stres. Gândiți-vă acum că eu am terminat ziua, da? M-am dus la pat, aveam un somn cu multe probleme, da? Și când mă trezesc la două zi dimineața, sunt tot eu și cu problemele care au acumulat și în cursul nopții. Eu nu mă schimb, sunt aceeași persoană. Și dimineața când mă trezesc, chiar dacă încerc să fac o mică gimnastică, chiar dacă încerc să fac o meditație, din momentul în care gadgetul nostru, care e corpul nostru așa de complex, el nu s-a relaxat, n-a avut somnul lui suficient, este evident sau este normal, dacă vreți, a doua zi dimineața să am această stare de... să fiu, adică, în aceeași stare de dificultate. Da. Deci atunci e nevoie să am grijă ce fac înainte de somn ca să da, mă trezesc mai bine. Nu există înainte. Există în orice moment, trebuie să mă apuc da, de alte lucruri ca să pot să diminuez această stare de anxietate. Că de fapt este o anxietate care s-a declanșat din diverse motive. Ce fac cu anxietatea asta? Da? Și de ce se întâmplă această anxietate? Care are gânduri negative, de obicei, anxietatea negative, ca la, în afară de niște evenimente pozitive care creează anxietate, care trec, din păcate, aceste evenimente negative creează anxietate și atunci noi, prin studiile care le-am făcut, da, la institutul de unde provin eu, da, noi întotdeauna ne-am uitat nu în conținutul gândurilor, decât ce efect au aceste gânduri asupra corpului, da? Și ce înseamnă somatizare? Pentru că toată lumea vorbește despre somatizare. Somatizare nu este o chestiune abstractă. Este o chestiune foarte clară și precisă. Pentru că nici viața nu are nimic teoretic și în viața totul este palpabil. De a trăi înseamnă lucruri foarte concrete, lucruri care le poți simți, da? Și deci tot studiul nostru a fost cum intervin eu asupra corpului în așa fel încât să pot să întorc această stare de dificultate, nu să o pozitivez, în primul rând să opresc această stare și încet, încet după aia, pentru că noi ca ființe umane avem două direcții prin natura noastră care înseamnă una de a fi sănătos și a doua a fi fericit, din momentul în care găsim o cale de a opri această stare care ne duce în jos, ne face să ne micșorăm, să ne simțim mai mici, atunci începe și procesul propriu de autovindecare, este prea mare cuvânt, adică un proces propriu de potențializare, spunem noi. Da? Și acest lucru, noi intervenim cu patru instrumente de lucru. Primul este când un om este într-o stare de șoc, da? El nu este în stare nici să mediteze, nici să face analiza cu el, să spună. Lui trebuie o soluție acum și o soluție pe care el nu trebuie să facă nimic. El nu poate face nimic în stare de șoc când se află. Sau într-un gând negativ foarte puternic. Da? Atunci începem cu un proces de fascioterapie, pentru că în corpul nostru stresul se înregistrează asupra fasciilor. Fasciile fiind aceste țesuturi, aceste membrane care acoperă tot corpul, la ele se memorează tot stresul. Noi nu facem nimic altceva decât atingem, avem un protocol de atingere și am observat cum funcționează acest protocol, o atingere foarte lentă, prin care simt sub mână, toți studenții mei învață asta și se învață ușor, da? Cu o simplă atingere începi să simți că corpul începe să se deschidă. Omul care este în stres, el nu știe ce se întâmplă. În momentul ăla este absent, da? Dar substratul despre care vorbeam, care nu te lasă să dormi, această tensiune ale corpului, când începe să se relaxeze, îl vezi și pe omul că se schimbă starea lui psihică. O numim noi psihotonus. Da?
Și toată teoria noastră este, eu pot interveni asupra starilor psihice prin intermediul corpului, dar cu anumite condiții foarte stricte, pentru că vorbim de o știință academică, e urmărită, cu lucrările care se fac, se pot găsi aceste lucruri, și aceste gânduri nu se schimbă ele. Începe să se schimbă poziția omului față de gând care are. Da? Asta chiar la propriu, la figurat. Adică poziția, inclusiv poziția corpului și poziția corpului se schimbă, pentru că un om supărat este închis. Din momentul în care începe să se simte, începe să se deschidă. Asta este fizic. Acolo unde nu are, s-a lipit la canapea și nu se mișcă de acolo, da? Și viața o vede ca un televizor, viața trece prin fața ochilor lui și el nu participă, începe să devină participativ, adică începe să aibă cele trei axe care sunt caracteristice ale vieții, da? Când una din trei axe, fizic vorbim acum, de mișcare ale corpului se blochează, da? Atunci viața devine ca la televizor. Devii neparticipativ în propria viață. Și atunci este un tavaluc care te ia sub el, da? Când te afli în această stare. De aceea, cumva, probabil că și dansul este un instrument foarte bun de a lăsa corpul, dar un dans liber, unde lași corpul să se fluidizeze într-o mișcare. Și... Noi o numim gimnastica senzorială sau mișcare codificată. Da? Este al treilea element care folosim. E foarte bine să ai un om care vine să se parcheze acolo ca la service, să-i faci tu o fasciaterapie, dar asta nu e suficient. Adică el trebuie să se ridice, să plece, are lucruri de făcut. Și nu o să depindă de un terapeut în fasciaterapie. Atunci, ceea ce urmează este a doua fază, adică este să intre într-un proces prin care să stabilească care este corpul lui, pe care noi vorbim toți, dar trebuie să înțeleagă el care este corpul lui. Facem niște exerciții de introspecție, care în faza a doua sunt ceea ce numim noi meditație de prezență de plină, care este un stadiu mult mai avansat decât mindfulness, da? Și al treilea element este să-l ridicăm în picioare, ca efectiv să poate să transforme tot ceea ce aude, tot ceea ce a simțit, să o facă pași, efectiv. Pentru că vedeți că oamenii, a spus de dans, da? Vedeți oameni care nu se simt în propriul corp, când vrei să-i inviți la un dans, începe să spună, ba, rochia nu e bună, ba, muzica nu e bună, ba, lasă că... Adică o mie de motive pentru că el nu este în stare. Și în patologia fasciaterapiei, noi căutăm să vedem care este mobilitatea membrelor inferioare, că acolo se somatizează această lipsă de activitate. Se simte. Ai niște picioare ca lemne. Ele nu sunt deloc flexibile. Care, da? Practic, îmbănuiesc că sunt corelate cu acest blocaj mental, blocajul într-un gând negativ, și atunci se reflectă și la nivel de picioare. Da. Noi nu ne ocupăm cu conținutul gândurilor. Asta zicem noi, este nici cu suflet. Nu ne ocupăm cu asta, da? Că noi spunem următorul lucru. Nu o să vezi pe strada niciun gând să meargă singur, niciun suflet să meargă. Îi trebuie un corp. Și noi le-am axat asta. Asta e meseria psihoterapeuților, psihiatrilor, psihologilor, da? Noi nu ne ocupăm, colaborăm cu ei, da? Că sunt niște momente la care... Este foarte necesar pentru omul să înțeleagă ce se întâmplă, da? Că eu vorbesc, care par să zic așa, gadgetul, da? Fac tot ce trebuie lui. Dar are nevoie și de un sprijin prin care să se transforme din nou într-un mesaj, acest mesaj negativ pe care o avea, să se transforme într-un mesaj negativ, într-un gând negativ, e pozitiv. Se poate, adică asta vreau să vă spun. Adică avem capacitate și know-how astăzi, da? Să facem aceste schimbări. Important este următorul lucru. Să ceară el. Să vină la psihoterapeut, sau ceară, da? Să vină la mine, spre exemplu, sau ceară, da? Pentru că toate aceste schimbări necesită implicare. Poți să plângi cât vrei prin colțuri ca suferi.
trebuie să te ridici. Asta este un act de implicare în proprie viață. Da? Oameni de asta, cum să vă spun, pentru mine este capital. Da? Deci, practic, prin mișcări ale corpului, acum da. Că vorbim de metoda voastră, că vorbim de alte metode, prin mișcarea aceasta a corpului, deblochez corpul și apoi îi transmit cumva o altă stare întregului corp și, teoretic, îmi influențez și gândurile. Asta e ceea ce... Deci, secretul este viteza, lentoarea. Gândiți-vă, dacă plecăm de aici și mergem până la Ploiești, dacă mergi cu 100 la oră cu mașină, o să vezi Horbach și intrare pe la Ploiești. Restul nu vezi nimic. Uh-huh. Da? Dar dacă acest parcurs o fac mergând pe jos, o să văd ce case s-au construit, cine a spalat, s-a întins rufele, adică ce pomi noi a apărut. Ca să poți să trăiești, adică ca să schimbi poziția ta și percepția ta față de propria viață, trebuie să o faci în lentoare. Și această mișcare este o mișcare foarte lentă. Ca să dau un exemplu oamenilor care știe. De la tai chi, când vezi că se face această mișcare foarte lentă, da? Este această participare în viață, pentru că și în timpul sedințelor de fascia terapie, noi urmărim această viteză de 2 cicluri pe minut. Este măsurat, este dovedit că așa funcționează și vezi atunci această strângerea de fascii care îți crea această stare că nu am aer, da? Că nu pot să respir, din momentul în care începe să se relaxeze, da? Începe să intervin toate aceste lucruri noi și începe inconștient să se schimbă fundamentul lui, pentru că nu mai există această cutie, să zic așa, care este strivită. Uh-huh. Eu spun pacienților mei, eu repar vioara. Ce o să cânti tu după aia, cânti Manele, cânti Mozart, e treaba ta. Da? Noi acolo intervenim. Adică în această substanță a vieții, corpul începe să se refacă cu fascia terapie. Începe sistemul limfatic să funcționeze. Da? Mesajele care vin sunt sau intră într-un somn, într-o sedință de fascia terapie, se pierd complet, da? Sau intră într-o stare de bucurie, pentru că bucuria și supărare sunt, știți foarte bine, sunt așa de aproape, important să le dai sens. Da? Adică să schimbi percepție, vorbim acum de pedagogie perceptivă, tot ceea ce facem noi este un mic click la fiecare om cum să vadă lucrurile. Nu trebuie mult. Da? Gândiți-vă că cine a făcut armată sau a tras cu arma odată, da? Vezi că un clic mic la armată la o distanță mare înseamnă sute de metri diferență. Atâta dacă reușim să facem, omul are tot ce îi trebuie. Și noi spunem întotdeauna, noi n-am descoperit nimic. Noi am observat fiziologia corpului și efectele care au gânduri negative asupra corpului. Da? Asta este intervenția noastră. Da, spuneți. După momentul intervenției prin fascia terapie, da. Omul se întoarce la problemele lui cotidiene și da. Iar îi iau gândurile negative. Da. Când se poate produce într-adevăr schimbare? Gândul negativ, ca să ne întoarcem la început, în viață când venim, suntem tabula rasa, da? Și începem. Parcă avem o cutiuță și începem. Femeile au așa, bărbați zice la dreapta, femeile la stinga, da? Primele schimbări. Începe la școală, începe educația pe care o avem. Și asta începe să ne facă ca la elefantul. Ne creează un cadru, da? Cu care noi ne identificăm după aia. Noi suntem, asta suntem, da? Ok. Acest cadru, când se creează ale gândurilor, creează și formează și atitudinea noastră corporală. Da? Eu nu caut să văd traume, spre exemplu. Ele sunt evidente. Pe mine nu mă interesează de ce s-a creat. Da? Sunt evidente în corp? Sau, cum?
sunt evidente în corp? Da, sunt evidente, okay. Se palpează, sunt palpabile. Adică atingi un corp și e rece, în primul rând. Cel mai clasic este rece. În timpul ședinței de fascioterapie, corpul se încălzește. Vascularizează foarte puternic. Pentru că fascie se eliberează. Da? Și din momentul în care s-a eliberat, începe corpul să se încălzească, începe să ai sentimentul că există. Că se gând se schimbă substratul, ideile sau stresorul, el nu mai are aceeași importanță. Adică încep să suport, știu eu, o soacră, da? Cu totul altfel. Faci fața la probleme diferit. Nimic altceva. Nu intervin eu să-i spun ce poziție să ia, îi spun, așteaptă, facem niște lucruri, vreau să fie prezent, să simte corpul sensibil. Noi când spunem corpul sensibil, înseamnă eu să simt ca corpul meu simte. Da? E capital acest lucru. Pentru că sunt oameni care au așa de mare distanță de corp. Vă dau un exemplu. Există multă lume care se reverse la colțuri. Da? Și una din primele întrebări ale mele la interviu este dacă te lovești la colțuri. Și el spune, da. De ce? Pentru că în percepția lui, pentru că el a trecut, are impresia că și corpul lui a trecut. Sau te taie foarte repede, multă lume taie și ceapă, taie și deget. Da? Sau faci mișcări necoordonate. Și asta se vede. Există, cum spunem noi, unchii moarte ale prezenței. Adică sunt parțile ale corpului. Vă spun acum un lucru, da? În ședințe de grup, cer de la lume să ridice umărul drept. Există un 20% care nu știe unde e umărul drept. Da? Gândiți-vă acum acest om ce handicap de percepție are. El când îi vine promovare, acestui om, el având acest handicap, fizic are umărul, dar nu știe unde este, da? El simte că nu poate să facă față. De-aia, prin gimnastica senzorială, ceea ce facem noi, începem să integrăm prezența lui în el. Să știe că el nu este numai gândurile lui. Gândurile lui este, fac o paranteză, astăzi am ajuns obezi la gândire. Cum vedem la filme, adică așa, la filme, la documentare de oameni de 300, de 400 de kg, da? Noi astăzi este o obezitate la gândire. Oamenii nu se mișcă pentru că gândesc. Ce gândesc? Ce are cutiuța lui, cu care se identifică el. Și încerc să-i spui că eu vreau să te scot de acolo, da? Și îl spun, eu nu pot renunța. Și pentru că el nu renunță, noi spunem, nu, rămâi cu cutiuța, dar schimbam puțin felul cum te uiți la ea. Și atunci o altă lume apare. Omul începe să se simtă altfel. Nu poți să spui omului renunță la ceea ce gândești. Trebuie să îi dai spațiu mai mult de gândire. Și gândurile negative atunci de acolo unde era un monstru care venea să te mănânce, da? Și gândul încet, încet, monstru există, dar devine un monstruleț. Pentru că spațiul în afara gândirii e spațiul la care trăim. E prezentul prezentului, spunem noi, care mintea nu poate avea acces. Da? Prezentul trecutului, când aducem toți morți în viața de zi cu zi, când vorbim despre prezentul viitorului, aducem lucruri care nu știm dacă o să se întâmple, dar noi trăim cu ele. Și prezentul prezentului, el nu există în mintea noastră. Prezentul prezentului există numai în corp. Pentru că corpul continuă să funcționeze. Noi avem o bază la care, cu care trăim și încercăm să ne jucăm în afara acestei baze. Trebuie să ne întoarcem înapoi în noi. Cum? Cu o meditație. Da? Există o groază de lucruri care se întâmplă în această, ca propunere, să zic așa. Noi propunem, v-am spus, meditație de prezență deplină și care trece mindfulness, este o fază, pentru că mindfulness înseamnă să te ocupi cu conștientizare, ca să nu obosim lumea. Noi spunem să conștientizezi unde, într-o minte care, unde ea e instalată. Da? Trebuie adică să am o bază la care să stau, să conștientizezi. Când intri în această bază, începi să simți caldura umană, pentru că avem această căldură
în structura noastră, da? Și sentimentul existențial împlinit. Simți că există. Gândurile există ele. Dar aceste lucruri despre care vorbesc, din momentul în care încep să le experimentezi, sunt mult mai mari. Acolo îți faci o relație bună și cu moarte. Atunci accepți că trăiești. Da? Și dispar aceste frici. Bun, deci într-o primă fază avem un gând care determină diferite stări, se așează, se așează undeva în corp sub formă de tensiuni. Prin fascia terapie reușim să eliberăm aceste tensiuni, să-i dăm libertate și viață, să-i redăm viață fasciei. Bine, ghilimele de rigoare. Fascia, foarte bine a spus, exact așa este. Nu, în sensul să-i dăm viață, că ea are viață, dar să-i dăm libertate. Este blocată. E blocată. Da. Ok. Și după aceea înțeleg că prin anumite exerciții facem în așa fel încât din gândul acela pe care l-am hiperbolizat, pe care a devenit obez, să-l aducem la niște dimensiuni reduse. Mă interesează concret despre ce exercițiu faceți împreună cu ei, cu pacienții, clienții dumneavoastră, astfel încât să ajungem ca un gând, da, și oamenii au gândurile astea, nu știu, mi-a făcut colegul nu știu ce și stau întorc pe toate părțile ce a făcut colegul și uite așa ajung să fie tensionați și acasă când se întorc nu știu cum să descarce mai repede toată tensiunea de peste zi. Ce faceți cu ei astfel încât ajungi și odată în fața unor gânduri din astea foarte copleșitoare să reușească să le gestioneze? Primul lucru care facem este să aibă o experiență change, cum este să nu gândești. Da? Să se oprească gândul. Și asta se face foarte simplu. Foarte simplu, un exercițiu de 2 minute, care o putem face și acum, dacă vreți, da? Noi toți știm. Să vedeți cum se oprește gândirea. Pentru că din momentul care are această experiență, deja vede că există o perspectivă. Da? E un exercițiu de introspecție foarte scurt, da? Prin care el simte că mintea, de fapt, este un organ undeva și că gândurile se întâmplă acolo. Adică restul existenței rămâne în afara locului de gândire. Da? Asta este un salt uriaș ca percepție. Ca imediat gândul negativ nu este ceva abstract care mă copleșește. Gândul se întâmplă undeva ca un proces. Da? Și eu sunt cu gândurile mele. Asta este o fază importantă. Da? Și din momentul care atunci el poate să înceapă să vadă spre interiorul lui. Da? Ok, deci ai ca temă 2 minute să nu te gândești la nimic. Da. Din experiența mea, toți care fac un astfel de exercițiu, totuși experimentează gândurile în acest exercițiu. Nu. Este o temă anume pe care o primesc. Este doar aceasta, nu te gândi la nimic sau, nu știu, trebuie să... Acum, dacă vreți să o facem, o facem, cu plăcere. Da, să facem, bine, nu 2 minute, dar câteva secunde. Da. Ar fi super. Ceea ce facem este următorul lucru. Închidem ochii, pentru că cu ochii noi suntem în exterior, da? Și vreau cu atenție să mergem la umărul drept. Atenție. La cotul drept. La genunchiul drept. La genunchiul stâng, la cotul stâng, la umărul stâng, la inimă și începem să plecăm capul încet, încet spre inimă. O plecăm. Încet, 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 încet. Spre inimă. Așa. Suficient. Și mergem acum cu capul spre spate. Spre spate, așa încet, încă puțin, încă puțin, așa, stop. Și acum venim din nou spre inimă, dar observând greutatea creierului din interiorul capului, craniului. Atenție acum la creier și venim în față. Se apleacă capul în față, încet, încet. Încet, 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 mai în față.
ca să se întâmple. Puțin mai repede. Așa. Și observăm modificările de greutate din interiorul capului. Mai în față? Așa, mai? Mai? Stop. Respirăm. Și ne întoarcem încet, încet în poziția inițială, observând greutatea din interiorul craniului. Greutate. Ce se întâmplă în interior? Și deschidem ochii. Și acum e întrebare. Vedeți că nu prea putem gândi. Pentru că creierul nu are capacitate să înțeleagă timpul prezent. Asta este un exercițiu de a fi în timpul prezent. Vedeți ce greu gândește acum. Da, nici mai vedeam să mai deschid ochii nu și să rămână acolo. Pentru că este o stare de relaxare. Uh-huh. Gândiți-vă asta într-o formă mai lungă, da? Uh-huh. Unde sunt foarte atent la ceea ce se întâmplă. Și faptul că se oprește gândire, vezi că imediat, de fapt nu se oprește. Se mărește spațiu. Asta uh-huh. se întâmplă. Și îți dai imediat seama că există un loc unde te gândești și un loc unde pot face alte lucruri. Acum, dacă o facem asta într-o dimensiune mult mai mare, da? Lumea vine și o umplă fiecare după aia. Acolo este viața, unde nu e gândire. Da, adevărul este că niciodată, cred că n-am conștientizat până la momentul acestui exercițiu, greutatea creierului. Da. Și e interesant să poți să-ți simți corpul. Este wow. Da. Gândiți-vă asta când o facem pentru tot corpul, da? Unde trebuie aceste puncte moarte al percepției noastre. Vă dau un exemplu. Creierul nostru poate administra o singură durere. Da? Ultima. Penultima durere, da? E, corpul ce face? O scoate din conștient fără să elimine și cauza durerii, da? Scoțind din conștient, el scoate partea corpului care doare. Ea nu există. Că asta e mecanismul. Da? Acolo ceea ce el în percepția lui, dacă are dureri sau un stres. Ai un stres permanent, știu eu. Ai o problemă permanentă, da? Care îți creează disconfort. Ca să poți să faci față, vrei să elimini disconfortul. Să scoți ideile negative, cum spunem. Dar împreună cu somatizarea acestor idei negative, scoatem și bucăți din corp. Și atunci ajungi într-un moment, la fenomenul clasic al sinuciderii, la care corpul, nu ai un corp, da? Și nu te interesează, vrei să scapi de orice greutate ai. Pentru că acest corp a rămas un corp greu, un corp imobil, un corp care nu-l simți, care nu-ți dă nicio plăcere, nicio bucurie. De ce? Pentru că a fost decizia ta. Da. Și de asta am remarcat la foarte mulți oameni că în momentul în care încep să se relaxeze, atunci încep să simtă durerile și se întreabă da. Cum e posibil așa ceva. Și e tocmai așa. Da, după o ședință de fascioterapie, pentru că este un proces invers, da? Somatizare este și percepția corpului, v-am spus, care lipsește. La mine, ca terapeut, din momentul în care am atins corpul, acolo este imobil, acolo este rece. De obicei, lumea somatizează în partea asta cervicală, da? Și vezi că toată lumea vine strinsă așa. Dacă îl atingi, o persoană care aveți cunoscută, îl atingi aici în spate și o să-l vezi că e rece. Această contractură este o contractură perceptivă, nu este rece. Adică omul zice, băi, eu n-am stat nici la frig, n-am stat nicăieri, de ce se întâmplă asta, da? Pentru că așa somatizam, ne strângem. Da? Eu, ca terapeut, din momentul în care am întins asta, și se simte, da? El începe să spună, o, ce mare m-am făcut, da? E, această stare, gândiți-vă, ce substrat am ca să vină aceste gânduri negative, da? De ce este negativ o promovare până la urmă? Ca teorie multe există, că eu nu sunt om din asta, vă spune, dar el nu are capacitate. V-am spus cu invitația la dans. Îl inviți și el are 1000 de eschive și nu vine la tine. Da? Vrei să faci echipa și el nu vine la echipă.
De ce nu vine la echipă? Pentru că el nu simte mișcare în el că să poate să participe. Spun întotdeauna, toți am plecat din același cui. Nu avem nicio diferență. Spun oamenilor, n-am nimic în plus față de voi. Totul este unde ai deviat fiecare. A deviat undeva, da? Dar toată informația genetică de a fi sănătos și a fi bine, asta o ai. Cu asta mergem în viața asta, da? E, hai să o găsim unde este. Nu vreau, am spus, unde, ce gândești. Nu mă interesează, nu e meseria mea. Nu mă bag că nu vreau. Că nu știu, adică, da? Dar eu știu altceva. Din momentul în care am ridicat în picioare sau îi spun să-mi spună unde e umărul și nu știi, atunci asta e grija mea. Să se ridice în picioare, să înceapă să se simtă el, că el poate. Mi-aduc copiii care nu socializează, da? Nu fac altceva nimic decât le pun din nou să meargă foarte, foarte lent. Adică să fie prezentul în momentul în care faci mișcare. Pentru că mișcare este viață. Efectiv, măsurabil, da? Spuneți. Deci, vorbim despre a elibera fascia, de a reduce tensiunea și chiar o eliminăm complet. Vorbim despre starea aceasta de prezență prin percepția propriului corp. Și în același timp simțim practic că avem și controlul asupra gândurilor în momentul în care facem aceste exerciții. Da. Mai este și altceva ce faceți împreună cu oamenii, da, astfel încât să-i ajute? Da. Cel mai important lucru, pentru că noi le spunem experiențe extracotidiene, adică el a fost obișnuit într-un fel și acum l-ai așezat corpul lui ca poate să cânte el acum, da? Și el nu știe ce să facă, nu știe cum să exprime această stare. Este al patrulea element care începe din nou, îi ceri. Dacă ceri unui om să-ți spună astăzi cum te simți, el spune bine. Bine spune și la friptura, bine spune și la un whisky, bine la toate. Lumea interpretează starile, nu știe să le exprime. Să spună de ce te simți bine. Și dacă face oricine acest efort, cu copii, da? Cu prietenii, să spună de ce te simți bine, să vedeți dificultatea exprimării acestor stări. Asta este al patrulea element, da? Să învețe să se exprime. Și atunci observe. Se exprime în persoana întâia, care înseamnă implicare, sau în persoana a treia, că viața e de vină și oamenii e de vină, în general, o neimplicare. Da? Și astea sunt elemente la care avem de lucrat cu ele. Adică al patrulea element este dialogul verbal, spunem că altfel nu avem cum. Da? Hai să luăm un exemplu. În loc de cum te simți este bine, spunem ce anume. Da. Întreb acum, cum vă simțiți acum? Da, mă simt foarte bine. Okay. Eu, da, asta este un răspuns. Foarte bine, poate să însemne că e caldură, da? Uh-huh. Pentru că acest dialog care facem e un dialog care mă inspiră, da? M-am simțit foarte confortabil ca să mă pot exprima. La început mi-a fost mai greu, da? Simt că corpul meu deja este participativ cu totul în această discuție care facem, da? Și o consider foarte constructivă și pozitivă ca toată atmosfera care s-a creat încet, încet. Astea sunt motive pentru mine să zic că mă simt bine. Da? Okay. Deci, practic, și minții, dacă îi dăm un alt spațiu, nu doar ceva limitativ, un bine limitativ, îi creăm, cum mă simt acum? Atunci mă ancorează mult mai bine în prezent și îmi dă oportunitatea să explorez viața mea interioară așa cum este ea acum. Corect, corect. Eu spun următorul lucru. E cel mai bun prieten mintea noastră. Nu există. Eu sunt îndrăgostit de instrumentul ăsta. Da? Nu trebuie să acuzăm mintea noastră. Ea nu e de vină. Da? Trebuie să ne apucăm noi să-i dăm și ei
să-i creăm un spațiu să se gândească. Ea va veni cu o groază de cadouri, vine. E așa de frumoasă, face așa de lucruri minunate. Vă spun, trăind toate fazele din experiența mea de viață, da? Și o descoper acum că e așa de constructivă, așa de pozitivă, așa de participativă, da? Nici la mine nu merg toate bine. Dacă, da? Dar e chestiune, pui lucrurile unul peste altul sau le pui unul peste, după celălalt, da? Uh-huh. Dacă un pui peste altul, tot e negru. Că nici nu vezi nimic. Dacă le pui unul lângă altul, atunci ai și spațiu și timp suficient și o să descoperi că n-ai timp, că ai suficient timp, n-ai suficient de probleme. E chestiune de atitudine până la urmă. Nimic nu e grav, ca să zicem așa, frica, da? Și frica este aceste gânduri, că discutam de alte emoții, na, frica, da? Care este o chestiune foarte teoretică, ea nu se întâmplă. Uh-huh. Adică toată lumea a apărut coronavirus acum și toată lumea, da, este un eveniment. Vezi cum mă așez, nu stau toată ziua, toată ziua. Și mă gândesc la asta. Cu, mă gândesc la asta și îmi fac toată, ce a zis? Pune o mască și tu acum, că așa se întâmplă de când e viață. Da? Uh-huh. Și în Grecia antică, să zic așa, a dispărut secolul V de aur din cauza unei pandemii. Și Pericle a murit atunci, adică nu e nimic ceva nou, dar ok, asta e alta discuție. Vă mulțumesc frumos că ați participat și astăzi. Timpul s-a dus repede. Sper să mai reveniți în emisiune. Mulțumesc mult pentru ideile valoroase. O să pun în practică un astfel de exercițiu. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă invit să citiți articolele interesante care au apărut în noul număr al revistei. Pe curând! Mulțumesc din suflet!